Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Astăzi, alături de noi, este Orlando Stoicescu, ambasador cheile genelor, coach la orlandostoicescu.ro, decondiționare și recondiționare mentală, emoțională și fizică. Și vom vorbi despre etapele maturizării, despre etapele inițierii în ceea ce înseamnă devenirea, să spunem, a unui bărbat pe partea de masculinitate. Pornind de la o carte, este vorba despre Călătoria eroului, eroul cu 1000 de chipuri de Joseph Campbell, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Noi am mai vorbit despre ceea ce înseamnă călătoria eroului ca proces, să-i spunem, inițiatic în etapele de maturizare ale bărbatului. Bineînțeles că vom atinge și puncte precum vulnerabilitatea și agresivitatea. În ultimul timp, în societatea noastră, se pune un semn egal între masculinitate și agresivitate, din păcate, și vom afla, de fapt, ce stă în spatele acestei agresivități. Probabil multă frustrare și multă nemulțumire, dar în egală măsură vom vedea și de ce unii bărbați au niște obstacole sau întâmpină niște obstacole în exprimarea emoțiilor și în modul de a intra în contact cu propriile nevoi, pentru că, din păcate, societatea de-a lungul anilor a venit cu niște cutume, cu niște reguli, cu niște norme și știm foarte bine, am auzit în copilăria noastră celebra vorbă, tu ești băiat și nu ai voie să plângi, doar fetițele plâng și doar ele își pot exprima emoțiile, iar bărbații nu. Așa cum de altfel furia, o altă emoție, este cumva apanajul bărbaților și este etichetată sau judecată sau catalogată atunci când vine vorba despre manifestarea ei de către o femeie. Așadar, Orlando, începem discuția noastră despre ce înseamnă un bărbat adevărat, nu doar în accepțiunea socială, ci și în accepțiunea noastră, ce înseamnă un bărbat asumat și matur, mai ales din punct de vedere relațional și din punct de vedere emoțional. Cum devine un bărbat asumat, parcurgând, cum spuneam puțin mai devreme, aceste etape ale inițierii, aceste etape ale maturizării, odată cu, bineînțeles, cu această călătorie a eroului. Uite, dacă mă întrebi ce înseamnă un bărbat adevărat pentru mine, habar n-am. Adică la întrebarea asta nu am un răspuns, pentru că fiecare dintre noi este un bărbat adevărat, dar cei care n-am născut în corp de bărbat. Când vine vorba însă de asumare, aici e cu totul și tot o altă discuție. Pentru că, uite, eu lucrez cu tiparele mentale ale oamenilor și în același timp cu tiparele mentale ale mele. Și observ modul în care pur și simplu ne limităm în a ne trăi viața într-un anumit mod fix, care de cele mai multe ori nu ni se potrivește. Că aici este de fapt marea provocare a bărbaților și nu numai, și a femeilor, dar acum este despre bărbați. Este marea provocare a bărbaților că ei nu sunt ei. Ei încearcă să fie altcineva. Și apoi își pun niște măști și uite, eu am denumit măștile astea ca fiind, de fapt am denumit, le-am observat ca fiind statute, ca fiind, adică nu sunt vibrante, nu sunt vii. Adică acel bărbat care poartă o mască nu este vibrant, nu este viu, da? Parcă e mult prea serios sau nu ia nimic în serios, știi? Și atunci, din păcate, ajunge să intre în anumite provocări pe care nu le înțelege, că dacă tot vorbim despre călătoria eroului, da, intră în anumite provocări pe care viața îi le pune în față, nu le înțelege, nu le asimilează, nu și le asumă
și apoi ajunge, apropo de furie, și ajunge să fie furios, ajunge să fie frustrat, ajunge să fie agresiv, pentru că nu înțelege ce se întâmplă cu acesta. Și dacă că ai precizat mai devreme de vulnerabilitate, dacă și-ar permite să fie vulnerabil și să recunoască ceea ce simte, ceea ce nu este deloc ușor pentru un bărbat în perioada aceasta, zic pentru un bărbat condiționat în modul ăsta de societate, dar nu este deloc ușor, însă dacă ar reuși să devină vulnerabil, minun s-ar întâmpla în viața lui. Numai că minunile astea nu s-ar întâmpla de azi pe mâine. Da? Călătoria eroului presupune experiență. Că, uite, vin oameni către mine care, și mai ales bărbații, aud, când întreb bărbații, cât timp îți acorzi pentru tine astfel încât să, să-ți cunoști potențialul sau măcar să manifeste o parte din el. Și de obicei primesc răspunsuri de la unii dintre ei, nu de la toți, ceva de genul 3 săptămâni, o lună, hai maxim 2 luni de zile. Dar nu avem cum să avem parte de experiențe suficiente în 2 luni de zile, astfel încât să ajungem la a integra 20, 30, 40 de ani de trăit cu acele măști. Și atunci e nevoie de timp. E nevoie de ca acel bărbat să-și asume faptul că va dura. Și să fim serioși, trăim în era vitezei, totul trebuie să se întâmple acum. Adică vrem să ni se livreze produsele pe care le cumpărăm astăzi, dacă se poate. Cum să așteptăm noi ani de zile, astfel încât să devenim? Și în lucrul cu mine și în același timp cu oamenii, am observat că fiecare dintre noi avem un geniu nativ care de-abia așteaptă să se manifeste. Iar în momentul în care acel geniu nativ se manifestă, devenim suficienți, nu autosuficienți, ci suficienți. Și atunci atragem, geniul nostru nativ atrage fix oamenii potriviți pentru noi. Da? Fix persoanele potrivite și în același timp situațiile potrivite pentru noi. Și provocarea bărbaților este că noi am fost învățați cumva, noi am fost obișnuiți să controlăm viața și să ne luăm cumva la trântă cu viața, să ne luptăm cu viața, ni s-a spus, uitând că noi suntem viața. Și în momentul în care, e vorba aceea, deja a ajuns clișeul, dă-te la o parte din calea ta. În momentul în care ne dăm la o parte din calea noastră și lăsăm geniul nostru nativ să se manifeste, nu prea mai avem mare brânză de făcut decât să ne bucurăm de peisaj, să ne bucurăm de viață. Și asta o spun din experiență. Adică în momentul în care mi-am permis din ce în ce mai mult să las geniul meu nativ să se manifeste, viața mi s-a schimbat pe toate planurile. Și în cursurile, în programele pe care le țin, le povestesc oamenilor din experiențele mele inițiatice. Că și totul pornește, că să revin la întrebarea ta cu călătoria eroului, totul pornește cu asumarea drumului. Da? Totul pornește, ok, eu mă duc și nu mai mă întorc. Adică, că și în carte este menționat următorul lucru, momentul în care eroul a trecut prin anumite experiențe, nu se mai poate întoarce la viața veche. Nu mai are cum. Atunci ce înseamnă asta? Înseamnă moartea personalității noastre din moment, astfel încât să renaștem cu o altă personalitate, da, ulterior. Și da, cam asta în mare, așa pentru început. Este și un proces de, apropo de ceea ce înseamnă un bărbat asumat, este și un proces de dezvoltare, această călătorie, un proces de dezvoltare personală? Pentru că, iată, asistăm la un alt fenomen, să spunem, din punct de vedere social în ultimii 25-30 de ani. După cum știm, femeile citesc mai mult. Bine, eu acum mi-asum și am generalizat un pic în contextul discuției noastre. Femeile citesc mai mult. Femeile sunt poate mai aplecate și mai
receptive cumva la ceea ce înseamnă dezvoltare personală, la ceea ce înseamnă cărțile de spiritualitate și de dezvoltare personală. Și probabil că chiar dacă la acest drum numit viață au pornit împreună, da, undeva în jurul vârstei, să spunem, 20 și ceva, 25-30 de ani, probabil că pe parcurs apar aceste decalaje și auzit de cele mai multe ori această expresie. Vezi, n-am mai ținut pasul cu mine. Da, eu am ajuns să mă dezvolt, merg la tot felul de conferințe, de seminarii, de citesc foarte multe cărți. Ori el rămâne în zona aia de ignoranță. Da? Da. Genul de bărbat obișnuit, nu știu, furnizorul de resurse vine acasă, am adus salariu, poate rar mai face, să spunem, în drum spre casă niște cumpărături, vine acasă și ia telecomanda și se uită la un meci sau la un film. Și atunci normal că există acest decalaj. Și atunci mă gândesc cum se întâmplă, de exemplu, și în cazul nostru, deși probabil că ne-aș exclude pe noi doi persoanele de față în această discuție. Dar este important acest proces de conștientizare a schimbării propriilor tipare relaționale din copilărie. Ajung la un moment dat să conștientizez faptul că nu am avut poate cea mai frumoasă sau cea mai fericită, de fapt, copilărie. Și că părinții mei nu au fost cei mai buni părinți. Dar nu am cum să-i schimb. Că nu am cum. Și atunci aș putea să schimb ceva în această călătorie, în a găsi probabil niște arhetipuri cu care eu rezonez și cu care mă identific, în așa fel încât să pornesc pe această călătorie, o numesc eu un soi de călătorie interioară, călătoria eroului, în dezvoltarea mea personală, a nu rămâne în zona aia de confort, de ignoranță, a o depăși, a ieși din ea și a face cumva față provocărilor vieții. În ce fel mă pot eu schimba ca bărbat, în așa fel încât cu fiecare zi să-mi doresc să fiu cea mai bună versiune a mea, că tot se folosește această sintagmă. Păi, pentru a ajunge în situația asta, de obicei viața trebuie să ne zdruncine puternic. Și când zic viața, ce se întâmplă în experiența noastră? Pentru că altfel s-ar putea să ne trăim viața fix ca broasca aceea care fierbe la foc mic și să nu ne dăm seama că fierbe. Și uite, ai dat exemplu cu femeia care se duce la diverse cursuri, programe, citește și cumva nu mai rezonează cu acel bărbat. De fapt, cred că exact invers se întâmplă. Bărbatul nu mai rezonează cu acea femeie. Și că ce se întâmplă? Totul e pe bază de rezonanță. Asta pentru mine este foarte clar din câte observ. Ne atragem reciproc în relații pe bază de rezonanță. Și dacă unul dintre parteneri, spre exemplu, nu mai dorește să joace rolul pe care îl juca înainte, femeia, da, nu mai dorește să joace rolul pe care îl juca înainte și își asumă, da, își asumă rolul nou pe care dorește să-l joace, bărbatul nu va mai rezona cu ea. Și atunci ori bărbatul își dă seama, băi, stai puțin că eu chiar îmi doresc să fiu în viață alături de femeia asta și se duce după ea și începe să se deschidă. De ce? Pentru că se simte atât de puternic lovit în ego-ul lui. Se simte atât de puternic lovit în ego-ul lui, încât își dă seama, ok, altă soluție nu am. Altă soluție nu am decât să cresc alături de femeia aceasta, pentru că altfel o să o pierd. Vezi, pornește dintr-o frică, dar după aceea poate să ajungă... Să fie de click. Da, exact. Adică decizia asta să-l ajute să crească. Ori varianta a doua, bărbatul pleacă. Și când mă refer pleacă, nu neapărat că pleacă fizic, câteodată pleacă fizic. Dar în alte situații, din păcate, ori devine foarte agresiv, ori devine foarte critic. Adică reacționează nu neapărat frumos acolo. Adică e una este să plece direct, a plecat pe ușă, la revedere, drum bun. Alta este să întindă capcane femeii, astfel încât să femeia respectivă să redevină femeia de dinainte. Dar ce nu-și dă seama bărbatul respectiv e că atunci când femeia aceea și-a început călătoria, nu se mai întoarce înapoi în același mod. Nu are cum.
Da, este imposibil, pentru că nu mai rezonează cu stilul vechi de a-și trăi viața. Și atunci, de aceea, bărbatul are de ales. E acea răscruce de foarte multe ori. Ok, merg pe acest drum în care mă descoper, descoper cine sunt eu în acest corp. Că aici e toată treaba. Noi nu știm cine suntem noi pentru că am fost învățați că trebuie că suntem la fel ca ceilalți. Și nu este așa. Da? Lucrând cu unelte, în trecut, am lucrat cu studii de personalitate clasice. Apoi am descoperit unelte precum Human Design sau Cheile Genelor, astrologia. Și observ cu foarte mare precizie că suntem mai naibii de diferiți. Nu suntem deloc la fel. Și atunci e important să ne descoperim, că ai spus de călătorie interioară, să ne descoperim în interiorul nostru, măi, cine suntem. Că eu n-am cum să fiu ca Florin Piersic, dau un exemplu. Da? Nu mi se potrivește stilul lui de a fi, chiar dacă aș vrea să fiu. Da? Eu sunt Orlando, el e Florin în viața asta. Da? Dacă luăm și cu numele, ne putem schimba într-adevăr numele astfel încât să ne schimbăm identitatea, dar e cu totuși tot o altă... adică identitatea și personalitatea în același timp, dar e o altă discuție. Dar ideea este să descoperim, ok, ce înseamnă să fiu eu? Nu să încerc să fiu altcineva, nu să mă uit, eu știu, la John Wayne sau eu știu ce alt personaj, la Clint Eastwood sau alții, să zic, ok, eu vreau să fiu așa. Dar eu vreau să fiu bărbatul macho. Dar dacă eu nu sunt bărbatul macho? Dacă eu sunt un bărbat... cu veleități artistice, da? Vulnerabil, sensibil, dar în același timp bărbat, puternic, asumat. De ce să nu-mi asum asta? Și atunci femeile simt asta, simt asumarea la bărbat. Problema este că bărbații, de cele mai multe ori, din cauza ceea ce s-a întâmplat în copilărie, sunt atrași fix de femeile care nu sunt benefice pentru ei. Da? Adică sunt atrași de ceea ce nu pot avea de foarte multe ori, da? Și din punctul ăsta de vedere ei joacă un rol, da? Să zicem bărbatul macho, și caută o femeie care să cumva să completeze acel rol. Dar femeia respectivă nu o să completeze decât masca, nu persoana. Și atunci omul ăla o să aibă o grămadă de provocări acolo, bărbatul acela, da? Dar nu este ușor deloc. Pentru femeie este mai ușor, pentru că în el este receptivitatea. E acolo. Da? Și atunci sunt mult mai receptive, sunt mult mai deschise față de necunoscut. Și să fim serioși, adică femeile sunt mult mai bine pregătite din punctul ăsta de vedere, la față de bărbați. Pentru că noi oricum înfruntăm necunoscutul în fiecare moment. Și de-aia, mai ales pentru bărbați, este esențial să pornească în această călătorie inițiatică în care învață să facă pace cu necunoscut. Învață să devină curajoși, nu, adică nu să-și trăiască viața doar într-un singur mod. Da, cum ai spus și tu, merg la muncă, ajung acasă, mă uit la un meci sau eu știu, mă uit la un film pe Netflix sau toate cele. Da, ci pur și simplu să descopere mai până la urmă cum mă simt eu cel mai bine în acest corp. Da, cum îmi este mie cel mai bine în acest corp. Ce înseamnă să fiu eu? Și nu e deloc ușor. Da? Pentru că pentru asta bărbatul se va deschide față de provocările din viața sa. Și mai ales alea care dor foarte mult. Se va deschide poate față de un abandon pe care l-a avut în copilărie. Se va deschide poate față de o umilință pe care a trăit-o atunci. Dacă se întâmplă, poate a fost umilit de părinți, poate a fost umilit de colegii de la școală. Da, poate se deschide față de o trădare pe care a simțit-o din partea părinților. Și tot așa. Și nu este deloc ușor. Pentru că pentru asta va trebui să simtă. Va trebui să simtă și a simți. Un bărbat care nu a fost obișnuit să simtă, în momentul în care simte o emoție puternică, nu o să știe ce să facă cu ea. Exact. Da, și atunci intră în panică. Și când intră în panică, apar furia, agresivitatea, poate o tristețe, o depresie, o anxietate, cine știe, apar niște efecte secundare care, din păcate, îl zdruncină și mai mult. Însă dacă intră în această călătorie a eroului, învață ce să facă cu acești balauri. Învață ce să facă cu furia pe care o simte. Învață ce să facă cu umilința pe care a simțit-o în trecut. Învață ce să facă cu
cu ceea ce simte în întreaga ființă. Și lucruri frumoase pe care le simte, dar și lucruri mai puțin frumoase. Dar vezi, pentru asta e nevoie să spună da. Și pentru a spune da, de obicei așa, știi cum e, nesilit de nimeni, foarte greu. Dar de obicei vine provocarea aceea, vine viața și bate la ușă, cioc, cioc, gata, ești pregătit. Dacă da, bine. Dacă nu, atunci asta e. Din păcate, o să rămâi blocat în modul ăsta de a fi și nu o să fii bine. Nu o să te simți bine. Adică o să rămâi nesimțit. Da? Adică una este să fii, cu multe ghilimele, dar simțit, și alta este să fii nesimțit. Nu neapărat bădăran, ci pur și simplu să nu simți viața. Dar uite, spre exemplu, sunt foarte mulți bărbați care au femei lângă ei și nu simt. Adică pur și simplu nu simt femeia de lângă, nu simt feminitatea. Și în actul sexual la fel, nu simt. Da? Ei pur și simplu merg către, cum spune, către destinații. Da? Destinație, vreau destinația, orgasmul și gata, toată lumea este fericită. Nu! E mult mai mult acolo, dacă dorește să se descopere. Și vezi, fix, această călătorie îl vulnerabilizează, astfel încât să simtă mai mult viață, să se bucure mai mult de viață. Dar pentru a ne bucura de viață, e important să facem pace și cu suferința noastră. Da. Și mulți bărbați suferă și nu știu că suferă. Pentru că așa s-au obișnuit, așa consideră că este normal să se chinuie. Uite, ne uităm în lumea asta care este construită de bărbați. Asta e, construită de bărbați. Să ne uităm la modul în care sunt conduse companiile. Da? Cele mai multe companii, oamenii se chinuie acolo. Și o spun din perspectiva unui fost consultant de business. Am făcut și asta în trecut. Mă duceam în companii și evaluam. Și o să folosesc un cuvânt mai dur. E nebunie ce se întâmplă acolo. Da, oameni care se chinuie și nu-și dau seama de treaba asta. Și culmea, și când mi se mai cereau sesiuni de coaching, ei îmi cereau astfel încât să se chinuie și mai mult. Dar să aibă rezultate măcar. Da, da, asta finalitatea, e. Finalitatea era rezultatul. Aș încheia, apropo de ceea ce ai spus tu, mi-a plăcut foarte mult acea sintagmă cu dă-te la o parte din calea ta. Și aș încheia cu câteva rânduri despre această frumoasă carte, Eroul cu 1000 de chipuri, a lui Joseph Campbell. Am și aici. Poți arăta la cameră. Publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Trăim vremuri dificile, atât din punct de vedere material, cât și spiritual, iar oamenii sunt din ce în ce mai dezorientați. Și iată, chiar dacă acest lucru a fost scris înainte de pandemie, cât de bine se aplică în contextul actual. Anxioși, depresivi, incapabili de a vedea mai departe de ziua de mâine. Atât generațiile vârstnice cât și cele tinere și-au pierdut reperele și modelele, înaintând în ceață fără un scop anume în această lume obișnuită, gri și dezvrăjită. Joseph Campbell și al său monomit propun o chemare la aventură spre o lume specială, mai bună și mai frumoasă. El dezvăluie cititorilor elixirul care trebuie recuperat și îi îndeamnă să aibă curajul de a deveni eroii propriei lor călătorii. Iar lecția supremă pe care fiecare trebuie să o învețe în această carte este că această călătorie a eroului, poate cea mai frumoasă dintre ele, este chiar viața lui. Cumva parafrazând și sintetizând de fapt ceea ce tu ai spus mai devreme legat de călătoria eroului. Păi, amin. Și îmi doresc din tot sufletul și ca bărbații să își asume această călătorie. E nevoie de energia aceasta masculină în această lume. Astfel, e nevoie să se echilibreze lucrurile. Pentru că altfel, ce înseamnă până la urmă masculinul exagerat? Autodistrugere. Altfel, specia umană, și nu o spun eu, nu o spun doar eu, o spun foarte mulți specialiști în domeniu, în sociologie, în psihologie, ne ducem către autodistrugere. Și atunci e nevoie, și probabil de aceea femeile au început înaintea noastră, astfel încât să ne ajute și pe noi.
Dar să ne spună, ok, mai vreți să stați pe lângă noi? Atunci, haideți, la treabă. Că altfel, din păcate, nu ajungem nicăieri. Da, asta e. Deci, citiți cartea aceasta, dragi bărbați, vă recomand din tot sufletul. Și mai ales că vorbește în simboluri. Da, e o carte care vorbește despre... adică nu e straightforward, cum zice americanul, nu e direct, nu spune exact ce ai de făcut, ci vorbește prin simboluri către inima noastră, către sufletul nostru, către noi, către geniul nostru nativ. Și dacă fiecare bărbat manifesta geniul nativ în lume, cu siguranță lucrurile ar fi mult mai frumoase. Da, asta e călătoria prin care trecem fiecare dintre noi și facem ce putem. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre călătoria eroului, pornind de la cartea lui Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de chipuri, o carte superbă, așa cum spunea și Orlando, publicată în colecția Arhetip a editurii Herald, o carte pe care vă o recomandăm cu drag. Am vorbit despre masculinitate, despre vulnerabilitate, despre ceea ce înseamnă să fii autentic dincolo de măști, dincolo de roluri sociale, dincolo de aceste măști prin care încercăm să dăm de fapt bine în fața celorlalți, uitând cumva sau neinteresându-ne să fim autentici. De fapt, cum îmi place mie să fiu, cum sunt eu cel adevărat. A fost alături de noi Orlando Stoicescu, ambasador Cheile Genelor, coach la orlandostoicescu.ro, decondiționare și recondiționare mentală, emoțională și fizică. Îi mulțumim foarte mult pentru acest interviu lui Orlando Stoicescu. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!